În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Orbul de astăzi este un orb universal fără nume, fără locație, fără o identitate anume spirituală sau socială, dar în schimb poartă după el două încărcături. Una de credință și una de inteligență. Ca să se împlinească cuvântul psalmistului care spune așa: Domnul înțelepțește orbii. Prin ce a fost înțelept orbul de astăzi, vom analiza pe parcursul Evangheliei. Este lungă și frumoasă, dar trebuie să o concentrăm în așa fel ca să nu vă plictisiți. Primul lucru care îl sesizează orbul este acesta: eu știu că nimeni n-a mai văzut vreodată pe cineva care să poată vindeca un orb din naștere. Chiar doctorii cu tehnica modernă de azi. Eu știu că pe Dumnezeu, pe păcătoși, nu-i ascultă dacă nu fac voia Lui. Și încă un lucru. Vreți cumva să vă faceți ucenicii Lui? Deci iată ce întrebare frumoasă ne-a adresat orbul de astăzi în Evanghelie celor care suntem la Sfânta Liturghie. Câți dintre noi vrem să ne facem ucenicii Lui? Și cineva va întreba, dar cum nu suntem ucenicii Lui de vreme ce suntem în biserică? Ba da, dar suntem niște ucenici care purtăm asupra noastră două încărcături. Una, orbirea din suflet, și oricât de sfinți ne-am crede noi, suntem purtători de păcat, ca așa a spus David, fără de legea mea o cunosc, păcatul meu înaintea mea e pururea. Iarăși stihul de la Psalm spune așa: de vei căta la fără legi, Doamne, cine-ți va putea mântui, că la tine e milostivirea. Deci dacă n-ar fi mila lui Dumnezeu și iertarea păcatelor, nimeni n-ar vedea raiul sau liniștea sufletească sau izbăvirea. Dar mai întâlnim aici un lucru care nu este legat nici de orb, nici de Evanghelia de astăzi, nici de voia lui, nici de voia apostolului care a scris Evanghelia. Primul lucru care au avut grijă apostolii să întrebe și să complice Evanghelia de astăzi a fost acesta: cine a greșit, el sau părinții lui? Noi obișnuim la orice întâmplare întâlnim în viața socială să spunem: ei, păcatele părinților, ei, un blestem de la Dumnezeu, ei, o pedeapsă de la Dumnezeu, ei, un semn ăsta, cine știe ce a vrut Dumnezeu să răsplătească. Iată că de data aceasta, pentru prima oară întâlnim în Evanghelia Mântuitorului Iisus Hristos un exemplu categoric care spune așa: n-a greșit nici el, nici părinții lui, ci ca să se proslăvească darul lui Dumnezeu. Și acum să vedem în ce se proslăvește darul lui Dumnezeu. Darul lui Dumnezeu se proslăvește în două lucruri: în lucrare și în iubire. Iubirea lui Dumnezeu este tocmai faptul că a rânduit ca în acea zi mintea cea întunecată de vederea orbului, dar luminată de inteligență, să facă să iasă în cărarea pe unde avea să treacă Iisus. Deci nu era o minune premeditată, ci orbul pur și simplu se afla pe cale, așa cum mergând spre Podul Roșu sau mergând spre Copou sau mergând spre Păcurari sau orice alt cartier a orașului, întâlnești jos un cerșător cu mâna întinsă care cerșește pâinea cea de toate zilele, nu cea spre ființă, ca ei Sfânta Împărtășanie. În momentul în care ucenicii l-au văzut, au și pus întrebarea: cine a păcătuit? Noi știm că sunt trei feluri de păcate: de moarte, strigătoare la cer și împotriva Duhului Sfânt. Asta o discutăm cu duhovnicul și nu le enumerăm aici. Dar noi știm așa, că toate greșelile care se fac împotriva Tatălui sau a Fiului, deci ceea ce e legat de trup și de suflet, să iarte. Pentru că noi greșim și sufletește și trupește. Trupește suntem mărlani, ca să folosesc un cuvânt, și credem că tot ce facem Dumnezeu ne poate ierta. Dar ne iartă, pentru că asta e datoria Lui sacră de părinte. Și spune acolo, este un proverb, dar nu este în același timp și o lege, că nu poate omul greși cât poate Dumnezeu ierta. Să nu ajungem la măsura în care să-L punem pe El în,
în măsură pe Dumnezeu să ne arate cât poate ierta, că dacă ne arată El cât poate ierta, s-ar putea să nu putem noi duce. Deci, cel mai potrivit lucru este să te căiești și să îți pară rău de tot ce ai greșit, indiferent cât de mică păcatul. Și aici vă fac doar o simplă diferențiere. Dacă eu scuip pe cineva în față, sau îi trag o palmă, sau îi dau cu un par în cap, tot păcat este. Deci am atins și am lezat imaginea apropiului. Deci deja am greșit. Deci înaintea lui Dumnezeu e un păcat care e în dezacord cu ce? Cu iubirea apropiului. Și ce înseamnă iubirea apropiului? Ca pe tine însuți. Și marele mitropolit Antonie Plămădeală, v-am spus asta de mai multe ori, avea întotdeauna acest talent de a pune lucrurile într-așa o lumină ca să poți să te vezi pe tine în apropiile. Și spunea așa, ce ai face în calitate de judecător, ce ai face în calitate de pedepsitor, ce ai face în calitate de pedagog, dacă cel din fața ta ai fi tu, cel pe care trebuie să-l judeci. Sigur că tu, dacă ai fi în situația respectivă, îți dorești să fii iertat, tolerat ușor, înțeles, trecut cu vederea, să fii, dacă se poate, cât mai bine păsuit. Ei, și atunci Mântuitorul, știind acest lucru, a luminat pe unul din apostolii aceștia evangheliști, și Marcu, Ioan, Luca și Matei, și a spus așa, faceți oamenilor ce vreți să vă facă ei vouă. Deci ați văzut ce frumos? Sau noi am transformat-o într-un proverb popular, ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Deci așa că ne rămâne acum să ne vedem în oglinda propriilor noastre fără de legi. Dar mai este și un păcat care nu mai ține, v-am spus, nici de trup, nici de suflet, păcatul împotriva Duhului Sfânt. Deci aici a fost foarte frumos pusă întrebarea. Cine a păcătuit? El sau părinții lui? Dacă era vorba de părinții lui, era o pedeapsă sufletească pe neam, pe blestem, pe căderea păcatului asupra copiilor, după cuvântul Scripturii, părinții mănâncă aguride și la copii să stepezesc dințe, adică păcătuiesc părinții și trag copiii, dar de data aceasta nu era vorba nici de el, adică cel care a păcătuit, acela și plătește. Dar mai este o categorie de păcat care sună așa. Cine greșește împotriva Duhului Sfânt nu îi se iartă nici în cer, nici pe pământ. Ce înseamnă a greși împotriva Duhului Sfânt? Este exact ceea ce întâlnim noi în finalul Evangheliei de astăzi. Și eu n-am să stau să urmăresc. Eu am luat Noul Testament doar ca să am în imagine Evanghelia în ordine. Dar am să vă spun ce mă interesează. Părinții orbului sunt puși în postura de a fi alungați din templu de la rugăciune. De ce? Pentru că credeau în Iisus. Și atunci, slaba lor credință și neputința sufletească și neputința firească îi face să fie cum? Falși. Și ce fac în această falsitate? Vin la dânsii, farisei, învățătorii din templu și întreabă, ăsta e copilul vostru? Da, e copilul nostru. Și a fost el orb? Știți? Întrebați-l pe el că e major și poate să răspundă. Da, domnule, e copilul meu, a fost orb. Care-i treaba? Și acum vede. Ce vă preocupă? Ca să nu se pună rău cu stăpânirea momentului de atunci și conducerea bisericii de atunci cu învățătorii din templu, că nu era vorba de biserică, ei s-au spălat pe mâini aproape ca nerecunoscându-și copilul. Dar nu nerecunoscându-și copilul. O mârlănie față de demnitatea și bunătatea Mântuitorului Iisus Hristos, care pur și simplu l-a făcut să vadă în loc să exclame, să exalte și să mărturisească la toată lumea, da, cu adevărat, acesta e Fiul lui Dumnezeu, a spus, da, întrebați-l pe el că e mare. Și atunci, orbul, ceea ce numim noi orb în termen vizibil, le-a dat o lecție de logică nemai întâlnită. Da, eu știu că Dumnezeu pe cei păcătoși nu-i ascultă. Și știu că nimeni niciodată n-a făcut să vadă un orb din naștere. Și dacă tot insistați, atât am și eu întrebarea mea. Vreți să vă faceți ucenicii lui? Și l-au batjocorit și l-au aruncat afară din templu. Pur și simplu l-au izgonit de acolo că nu-l puteau suporta. De ce? Le-a descoperit ce? Răutatea și viclenia din inimă, ceea ce este pusă în Noul Testament sub două aspecte.
Primul aspect, în calitate de învățător, ești obligat să dai frâu Scripturii la îndemâna tuturor credincioșilor, ca ei să se poată bucura de esența ei. Și spune acolo, vai vouă celor care țineți cheia împărăției cerurilor, nici voi nu intrați, nici pe alții nu lăsați. De ce? Adică n-ai voie să ții cuvântul învățăturii sub legătură și să nu-i dai drumul să circule, ca aici să bate cap în cap cu un alt citat din Scriptură care spune așa, slugă viclean, dacă ai știut că adun de unde n-am risipit și secer de unde n-am semănat, de ce n-ai dat banii la vătafi ca să vin eu să-mi iau dobânda? Adică, tu dă învățătura, nu contează că omul e bun, că e drept, că e păcătos, că e sfânt, noi nu avem dreptul să judecăm. Știți, asta e cea mai mare, asta e cea mai mare ispită în ortodoxie, datul cu părerea. Românii și noi ortodoxi în general ne pricepem foarte bine la religie și la fotbal. De ce lucrul ăsta? Toată lumea știe Sfânta Scriptură și auzi pe câte unul. A, bă, eu am citit Scriptura din scoarță în scoarță. Bine zice că a citit scrisă cu binecuvântarea lui Teoctist, Patriarh Bisericii Ortodoxe Române, cu aprobarea Sfântului Sinod, iar pe ultima foaie scrie editura biblică București. Dar ce scrie în conținutul Scripturii, asta rămâne de văzut, pentru că ce se întâmplă? Românul crede că dacă a făcut un parastas sau dacă s-a îmbrăcat frumos și s-a dus la biserică sau dacă merge de înviere sau cum avem noi stilul nostru românesc, noi pentru Dumnezeu dăm cu barda în dușman, în oricine, noi apărăm ortodoxia. Dar cum o apărăm? Teoretic. Deci noi la nivel de ideologie și de dogmă suntem perfecți. Dar când suntem la nivel de practică și de împlinire a ceea ce citim, suntem la furat, ca să spunem un termen. Ei, iată acest orb s-a dovedit invers, priceput la practică și nepriceput la text. Adică el nu era în temă să știe că acela este Hristos, dar l-a întrebat pe parcursul Evangheliei, tu ești, nu, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Și a spus, cred lui, cred în el și s-a închinat lui. Adică eu sunt Hristos, pur și simplu a spus, eu te-am făcut sănătos. Și am să vă arăt exact că într-un pasaj spune, cel care m-a făcut bine se numește Iisus. Deci îi știa numele. De ce? Auzea cu urechile când vorbeau ceilalți din jur. Și bineînțeles că s-a răspândit vestea imediat. Vestea vederii lui n-a fost răspândită neapărat de orb, ci a fost răspândită de cei din jur, care a stârnit și mai mare polemică. Și prin ce se deosebea minunea de atunci de vindecarea ochilor cu minunea de acum din Noul Testament al lui Iisus Hristos? Vă explic imediat. În momentul în care a făcut minunea vindecării, ce a făcut Mântuitorul? A scuipat, i-a uns ochii și a spus, mergi la scaldătoarea Siloamului și te spală. Dar în momentul în care s-a spălat, a văzut. În momentul în care noi vedem o minune în zilele noastre, nu spunem că nu este minune, ci din contra suntem foarte perverși, și avem acel stil de a folosi acel termen. Ei, da, am auzit, uite ce a spus cu tare, dar știu eu dacă e chiar așa, parcă nu-i bine să iei în seamă tot ce auzi și tot ce vezi, parcă e bine să ai anumită reținere. Dar de ce să aibă reținere? Reținerea din Noul Testament, din zilele noastre, are la bază altceva. Incertitudinea din sufletul nostru, că mulți cred în minuni, dar habar n-au ce sunt minunile, mulți caută minuni, dar nu știu ce e minune. Și asta am avut-o într-o discuție cu niște persoane care au spus, părinte, am fost la cutare biserică, nu era vorba de Hadâmbu, ci tot un alt loc în țară, și a spus, zice, am văzut icoane plângând, și cu ce ți-ai schimbat viața? Cu ce a intervenit acea minune în viața ta? Ai lăsat țigara? Ai lăsat băutura? Ai lăsat desfrâul? Îți faci de atunci mai serios pravila sau canonul? Mergi de atunci mai cu intensitate la biserică? Citești mai cu râvnă la psaltire sau la scriptură? Păi nu. Și atunci? Ce este biserica? Este un circ universal cu numere de iluzionism pentru cei care își pierd îndoiala, părinte, dar mai face vreo minune? Nu, azi facem una pentru tine, îți devii credincios. Nu, dragă. Minunile sunt de trei feluri. Sunt minuni de la Dumnezeu,
Minuni de la dragi și minuni pentru întărirea în credință. Minunile de la Dumnezeu sunt cele pe care le auzim noi de fiecare zi. Un om vindecat miraculos. Un necaz trecut cu brio. O pacoste sau o nenorocire care ai depășit-o cu înțelepciune și s-a terminat cu bine. Sunt minuni. Acum sunt și minuni de la Dumnezeu. Sunt minuni de la Dumnezeu care nu depind de oameni. Învierea unui mort, cum am văzut prin viețile sfinților. Vindecarea vreunei boli din astea biologice care nu mai ține de medicină și de știință și așa mai departe. Și minunile de la dragi sunt minunile pentru noi. Minunile de la dragi sunt multe și dese. La unul îi se stinge candela când se roagă, Simeon nou teolog în Filocalea 8. La unul îi scârție dulapul, la unul îi bate noaptea în geam, la unul simte pași prin casă, unul mai face nu știu ce harisme și nu știu ce descoperire are el. Deci astea sunt minunile lui Sarsailă din zilele noastre pentru noi. De ce? Pentru că s-a observat în această latură a ocultismului ortodox, ca să-i spun așa, că diavolul, văzând recepția creștinului la tot felul de mojicării de astea mărunte, vine și îi le servește exact ca la tenismenul la fileu cu mingea. A, îți plac zgomotele, zgomote-ți voi da. Îți plac sunetele, sunete-ți voi da. Îți plac mirosurile parfumate, cu asta te adăp. Îți plac semnele, ați văzut, chiar a venit cineva dimineață și a spus, părinte, de foarte multe vreme mi se zbate ochiul stâng, zic, e la lipsa de calciu. A, nu, ăsta e un semn drăcesc, bine, zic, atunci o să-ți treacă. Deci, realitatea este crudă, dar este existențială. Pentru că ai observat că în urma acestor minuni drăcești nu se schimbă nimic în viața ta. Nu devii nici mai bun, nu devii nici mai serios. Mai serios devii când înmulțești rugăciunea. Și ce a făcut orbul de astăzi? În momentul când a văzut că el poate vedea, a început să-l propovăduiască pe Iisus. Același lucru trebuie să facă creștinul. În momentul în care a văzut că pricepe psaltirea, scriptura, spovedania, împărtășania, cuvântul de la biserică, ceea ce citește el acasă în viețile sfinților, trebuie să devii un credincios activ al bisericii prin ce? Nu prin fanatism, nu prin exagerare, nu prin ținuta comportamentală, că sunt băbuțe din astea așa semievlavioase, astea cum sunt cauciucurile reșapate, deci nu sunt de calitate, dar se crede calitate. S-au îmbrăcat în negru și lasă numai fața afară și deja se cred sfinte. Nu, dragă! Îngrijește-te normal, poartă-te normal, vorbește normal, mănâncă normal, gândește normal, manifestă-te normal, folosește un vocabular adecvat normal, pentru că cea mai mare erezie modernă cu care ne vom confrunta în cel mai scurt timp în Biserica Ortodoxă se numește pietatea. Plânsul la viteză, plânsul la moment, plânsul la secundă, cuvintele frumoase. Vai dacă ajută măicuța Domnului, vai dacă dă Domnul Iisus, dă, că asta e treaba Lui. Tu doar trebuie să spui, dacă Dumnezeu mă ajută, voi rezolva problema cu tare. Atât. Deci limbajul acesta mistic în părerea noastră nu este un limbaj pe care îl iubește Dumnezeu. L-ați văzut pe orb folosind în Evanghelia de astăzi în vreunul din cuvinte termene de pietate afară de termene dogmatice concrete și să luăm unul singur. V-am spus și văd că n-ați auzit. De ce voiți să auziți iarăși de la mine? Nu cumva voiți să vă faceți ucenicii lui? Deci de ce mă pui să repet un lucru de 10 ori? Dacă mă vezi că mă duc la biserică, dacă mă vezi că postesc și că sunt credincios, nu-i clar că vreau să fiu ucenicul lui Iisus? Poate vreți și voi să vă faceți. Ei, același limbaj trebuie să-l avem noi în viața socială. În momentul în care te întâlnești cu un om care te întreabă, băi, dar văd că ai luat-o cu biserica. N-am luat-o cu nimic, dragă, sunt un creștin perfect normal. Spune-mi cu ce te pot ajuta. Dacă vezi că insistă pe o întrebare, eu îi explici.
Așa spune Scriptura, a întâia oară, a doua oară și a treia oară. După a treia oară, dacă nu pricepe sau să face că nu înțelege, să-ți fie ca un păgân și ca un vameș. Și iarăși spune, îi spune fariseii orbului, noi știm că Dumnezeu i-a vorbit lui Moise, iar pe acesta nu știm de unde este. Și atunci a zis omul care era orb, că asta mi-a plăcut cel mai mult, din veac n-a auzit cineva să fi deschis ochii vreunui orb din naștere. Vedeți ce frumos? Deci a arătat clar, asta nu e o minune ca oricare. Deci este curat dumnezeiască. Și spune, noi știm că Dumnezeu, auzi ce frumos spune orbul, nu-i ascultă pe păcătoși. Dar ce frumos le-a întors cuvântul, deci ei huleau pe Iisus și îl vorbeau de rău, iar orbul i-a luat pe de departe prin învăluire. Dar noi știm că pe păcătoși nu-i ascultă Dumnezeu. Oare să fie ăsta așa de păcătos, numai n-a spus chiorilor, nu vedeți că ăsta este Iisus? Nu vedeți că ăsta e Fiul lui Dumnezeu? Voi nu vedeți că ăsta e om ales? Voi nu vedeți că e un profet? Și îi spune, tocmai în aceasta stă minunea. Că voi nu știți de unde este, dar El mi-a deschis ochii. Vedeți că n-are o identitate? Vedeți că Iisus nu vine cu direcție și cu predestinare? N-a venit exact pentru orbul respectiv. Trecea pe cale întâmplător. Și ce spune în Sfânta Scriptură? Tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez. Ce-a făcut Iisus altceva decât să ducă la îndeplinire un act din cartea afacerii, pentru că omul atunci când a fost făcut, a fost făcut să vadă. Iar Iisus a întâlnit ce? Un defect de creație, nu să știe întâmplarea, ați văzut, n-a păcătuit nici el, nici părinții lui, dar ungându-i ochii cu tină, ce s-a petrecut acolo? Cea mai mare operație cu laser, oftalmologică, la nivel de secolul 1, în timpul la care Mântuitorul avea doar 30 de ani, de la naștere. Deci pur și simplu acea tină și acel scuipat dumnezeiesc, împletit cu Duhul Sfânt, a completat în ochiul acelui orb ce? 4 diagnostice, o dezlipire de retină, o retinopatie, un glaucom sau o cataractă. Noi nu știm de ce omul ăla n-a văzut din naștere. Deci iată cum dintr-un ochi bolnav, scuipatul cu Mântuitorului și tina, pământul din care a făcut Dumnezeu, virginitatea materiei, tot ceea ce se numește om, așa cum ne arată Ezechiel. Am văzut un câmp de oase care s-au învălit întâi cu carne, apoi cu vine, apoi cu piele, apoi s-au sculat și s-au adunat toți într-o clipeală în fața lui Dumnezeu. Deci asta e vorba de înviere. Dar ce vreau să scot în evidență? Acolo în ochi a avut loc vaste transformări care la nivel de știință ar putea dura ani de zile. Ați văzut vreun om bolnav de ochi că umblă o viață întreagă la medic și îi spune să mai vedem, să vedem ce o să se poată, mai încercăm și asta, mai încercăm și aia. Și încearcă cu injecții, cu cristalin, cu intervenții pe retină, cu intervenții pe nervul optic și așa mai departe. Iată, Iisus le-a făcut făcând cruce cu degetul din tină pe ochii orbului. Deci aici se vede neputința științei. În același timp vezi măreția înțelepciunii omenești de a îmbla un ochi ca în sertar. Pentru că asta fac doctorii în ziua de azi. Ați văzut? Umblă în ochi și schimbă piesă cu piesă. Dar în același timp, nimetnicia științei în fața Creatorului, care pur și simplu, cu scuipat și cu pământ, a reparat tot ceea ce se cheamă acolo în ochi, în globul optic, atâtea și atâtea defecte. Deci asta arată clar că numai Dumnezeu o poate face. Iar ăsta spune, tocmai în asta constă minunea, că El mi-a deschis ochii. Deci aici este terenul pe care îl pierdem noi în fața Mântuitorului Iisus. Face minuni fiindcă dorește, face minuni fiindcă ne iubește și își alege candidații, dacă vreți, la participare în minune de bunăvoie și nesilit de nimeni. Este singurul lucru pe care nu-l poate face nici biserica și nu-l poate face nici taina lucrătoare a preoției, dar nici harul Duhului Sfânt. Ci aici numai Dumnezeu spune,
Duhul suflă unde voiește. Nu poți să aduci un bolnav în biserică și să spui, Domnule, o să ne rugăm pentru ăsta să facă o minune. Și încep tot felul de rugăciuni să se facă minunea. Minunea se face unde voiește Dumnezeu. Acolo se biruiește rânduiala firii. Tu îi faci rugăciune lui ăla și se vindecă celălalt care era de față. Și de ce vă spun lucrul ăsta? Ca să înțelegeți că noi toți ne rugăm în biserică. Dar nu toți suntem ascultați. Și unii nu sunt ascultați pentru a nu se mândri, unii nu sunt ascultați pentru că încă nu merită, unii nu sunt ascultați pentru că încă nu sunt pregătiți. Și dacă e să mai intrăm la o analiză măruntă, vă mai spun un lucru. Eu știu că pe păcătoși nu-i ascultă Dumnezeu. Hai să o luăm din altă perspectivă. S-o fi referit la păcătoșenia lui Iisus sau s-o fi referit la păcătoșenia proprie? Aici putem să fim foarte atenți că lucrurile se împart pe două direcții și mai întâlnim același fenomen, adică aceeași analiză în text, unde? Învățătorule, ucenicii tăi n-au putut face nimic. Tu poți face ceva? Și Mântuitorul răspunde foarte frumos. Dar tu crezi că pot face eu aceasta? Și a spus, Doamne, da, cred, ajută-ne credinței mele. Iată că acest orb mai are la bază ce? Viața ordonată. Eu știu că pe păcătoși nu-i ascultă Dumnezeu. Dacă ne vom duce la celălalt orb, că mai este un orb și mai este o evanghelie cu doi orbi. Pentru că așa spun exegeții, că fie că unii au descris separat în vindecarea câte unui orb, fie că unul știind de amândoi, i-a pus pe amândoi odată când a scris Evanghelia. Eu vă spun de data aceasta că este vorba de credința și de cinstea și de demnitatea orbului care vorbește. Când căutăm la Marcu, parcă, sau la Matei, spune așa, fiul lui Bartimeu orbu, sau orbu Bartimeu. Nu știu, are una din denumire, are o locație, are un nume. Și spune așa, că striga cât îl ținea gura la marginea drumului. Iisuse, fiul lui David, miluiește-mă pe mine păcătosul. Deci acesta era strigătul lui de disperare. Și atunci Mântuitorul a făcut să vadă pe acel orb. Ei, acest orb care era aici de față, cu toate că Evanghelia nu consemnă decât mai mult partea dogmatică, se pare că și el era cu aceeași încărcătură și trăire sufletească, pentru că el spune așa, pe păcătoși nu-i ajută Dumnezeu. Habar n-aveți voi cât m-am rugat eu ca Dumnezeu să mă asculte și să mă facă să văd. Cam asta vrea să spună el aici. Pe păcătoși nu-i ascultă și auzi ce spune mai frumos, că aici e răspunsul dat la ceea ce v-am tâlcuit eu. Dar de este cineva cinstitor de Dumnezeu și face voia Lui, pe acela l-ascultă. Vedeți ce frumos? De este cineva cinstitor de Dumnezeu și face voia Lui, pe acela l-ascultă. Deci m-am legitimat la ceea ce v-am spus cu citatul din text, ca să înțelegeți că avem de-a face cu un orb credincios, cu adevărat, la modul real. Deci nu este vorba de un cerșetor parșiv, nu este vorba de un pervers care auzind de Iisus, gata, s-a dat victimă, Doamne, fă-mă să văd. Nu, ci chiar credea că Iisus poate face aceasta. Și aici încep fariseii să-și dea nota de dragoste. După ce că te-ai născut în păcate, tu ne înveți pe noi? Deci iată aroganța unde stă. De vreme ce tu te-ai născut în păcate, tu ne înveți pe noi? Adică este exact același lucru care îl întâlnim noi în societate când doi orbi se laudă între ei. Cine, bă, tu îmi dai sfaturi care până mai ieri erai un curvar și un bețiv și un fumător și acum o faci pe Sfântul în biserică? Cine, bă, tu care ai fost și ai făcut și ai dres cu tare și cu tare, acum vii să-mi dai mie lecții de religie? Sau mai e acel termen pământesc care îl întâlnim noi în societate foarte des și chiar vreau să-l punctez, când
fie șef, vecin, dușman, prieten, mă rog, nu știu ce grad are în conflictul respectiv, dar spune așa, dar astea sunt fapte de ortodox, așa fac ortodoxii. Dar stai un pic, dragă, care sunt faptele unui ortodox care trebuie să le facă și care trebuie să nu le facă și care sunt faptele unui necredincios care îi sunt permise asupra unui ortodox sau care nu îi sunt permise asupra unui ortodox? Eu cred așa, că buna cuvință și respectul este valabilă indiferent de credință sau de fapte. Deci dacă ai bunul simț și educația celor 7 ani de acasă, indiferent că ai în față un credincios sau un necredincios, dai bună ziua. Indiferent că ai un păcătos sau nu, tu dai bună ziua. Indiferent că e drept sau este sfânt sau este ticălos, tu îi respecti ce persoană. În momentul în care eu sunt ortodox și sunt pus într-o funcție și tu nu-ți respecti îndatorirea care ai în subordinea mea, te calc în picioare ca să-ți arăt că sunt ortodox, iar ortodox înseamnă a păstra legea. A fi corect, a fi cinstit, a fi demn, a fi serios. În momentul în care tu ești necredincios și vii și te bagi în grădina mea, sau în trăistuța mea, sau în biroul meu, sau la masa mea, sau în ograda mea, sau în moșia mea, te pocnesc ca să vezi că ai de-a face cu un ortodox. Adică ce trebuie să descoperi la acel ortodox? Verticalitatea persoanei. Deci nu eu tac, cum spun unii, hai bă, lasă să fie pace. Fac pace dacă e vorba de ce? De un lucru care nu depinde de mine. M-a înjurat unul care nu mă cunoaște, trec și mă duc mai departe. Dar dacă unul știe și vine și mă înjură în mod intenționat ca să mă încerce mie credința, îi arăt de câte feluri este. De ce? Pentru că în credință spune așa, fiți tari, fiți treji și vegheați să nu cădeți în ispite. În momentul în care cineva îți întoarce o palmă, tu îi întorci obrazul să-ți o dea și pe cealaltă. Dar Mântuitorul Iisus Hristos, care era modelul absolut de smerenie, în clipa când a luat o palmă pene drept, s-a întors și n-a spus, dă și aici. Dacă nu sunt vinovat și n-am greșit, de ce mă lovești? Deci a reacționat ca un ortodox. Explică-mi, de ce mă lovești? Vădește-mă de păcat! N-a mai fost răspuns. Același lucru trebuie să-l avem și noi în societate. Că-i păgân, că-i armean, că-i jidan, că-i creștin, că-i orice ar fi el, cât timp există respectul, respecti. În clipa în care dispare respectul, trosnești. De ce? Ca să se facă diferența dintre bine și rău. Ce este da, rămâne da, și ce este nu, rămâne nu. Cei mai mult este a diavolului, spune Evanghelia. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur, un mare ritor al creștinătății, a folosit acest termen și a spus: cu sectarul la masă să nu stai, bună ziua să nu-i dai, dar dacă hulește dreapta credință, plesnește-l peste gură să ți se sfințească mâna. De ce? Este păcat împotriva Duhului Sfânt. La fel și între ortodoxi. Eu mai îmi permit câteodată din poziția umilă în care sunt și îmi permite și văd pe câte unul înjurând și îl mai întreb, zic, da, văd că te rogi cu foc, n-ai de gând să te oprești, zic, o să te aprinzi la inimă de atâta rugăciune. Lasă, părinte, că-s nervos, mă mai iei la mișto. Nu, dar chiar mi-a plăcut cum v-ați rugat. A, părinte, iertați-mă că-s păcătos. Dacă ești păcătos, te rog să conștientizezi și fă și rugăciunea cealaltă a păcătosului. Doamne, Iseristoasă, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Sau Sfântă Cruce, ajută-mă. Da, părinte, este și așa, știu că este și așa, dar m-a luat gura pe dinainte. Ei, mut-o dinapoi. Deci, nu trebuie să-ți fie rușine. Se bat doi în stradă și ortodox și să uite. Dar nu se duce cineva să întrebe, bă, dar tu de ce dai el? Să se pare creștinește, omenește, băi, nu te băga, ce treabă ai tu, dar cum adică să nu mă bag? Păi care e iubirea de aproapele când o babă de 80 de ani îi smulci sacoșa din mână un derbedeu și tu, om sănătos și vlășgan, te uiți la ea cum o pradă și nu spui nimic? Deci este lipsă de caracter și de bun simț. Este lipsă de perseverență față de credința pe care o mărturisești. Înseamnă că cu cel curvar și cu cel tâlhar partea ta puneai și vei fi asemenea lui. Deci tu vezi
dezastru care se petrece, dar nu te interesează. Bă, nu-i treaba mea, bine că mie e bine. Ce-ar fi fost dacă ar fi spus și Mântuitorul la fel? Dar și treaba mea, că a greșit Adam, să-și tragă beleaua. Dar de ce să mă răstignesc eu? Să lua după gura lui Petru, care a spus, hai să facem 3 colibe pe Tabor, una mie, una ție, una lui Moise lui Ilie, și stăm bine. Și a spus Mântuitorul, înapoi a mea, Satană. Deci de aici reiesc 3 lucruri și cu asta am încheiat că s-a făcut timpul. 1. Credința trebuie să fie vie, că dacă n-are fapte este moartă. Și orbul ne-a demonstrat-o, l-a mărturisit pe Hristos în toată demnitatea și plenitudinea înțelepciunii Lui. Știu că păcătoșii nu sunt ascultați de Dumnezeu, știu că nimeni n-a mai făcut un orb să vadă, din naștere fiind, știu și v-am mai spus odată și iarăși vă repet, nu știu de ce insistați, că pe cei care îl iubesc sau respectă pe Dumnezeu, Dumnezeu îi ascultă pe dânsii, sau dacă tot insistați, bănuiesc că vreți să vă faceți ucenicii Lui. Deci, iată mărturisire de credință. Îl vedem afară izgonit din biserică și în finalul Evangheliei mai găsim următorul lucru. Iisus l-a văzut, deci aici a fost o testare din partea lui Iisus, nu a fariseilor, și îmi scăpa. Iisus, auzind că l-au dat afară, și găsindu-l a zis, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? El a răspuns, dar cine este Doamne ca să cred în El? Deci vedeți ce frumos? N-a spus nu cred sau vreau să mă conving, dar cine este ca să cred în El? Deci vedeți cât de frumos se argumentează orbul în religia ortodoxă universală a bisericii și în universalitatea soboarelor părinților și a sinoadelor față de restul învățăturilor eretice care vor veni peste noi și ne vor orbi sau ne pot orbi când suntem dați afară din biserică de păcatele noastre. Că fariseul lăuntric te scoate din biserică, mândria, lenea, trândăvia și spune, dar cine este ca să crede în El? Și atunci ce face biserica pentru noi? În fiecare zi, în mijlocul Sfintei Liturghii, preotul deschide ușile și spune de ușile cu înțelepciune să luăm aminte. Și ce se rostește? Simbolul de credință al credinței în care se desfășoare activitatea de ortodox. Cred într-unul Dumnezeu. Deci asta o știți toți rugăciunea. Și de ce v-am spus lucrul ăsta? În momentul în care știi cine este Iisus, poți să te închini și să crezi Lui. Și El spune, Iisus, L-ai văzut, este Cel ce vorbește cu tine, acela este. Iar El a zis, cred, Doamne, și s-a închinat Lui. Deci așa trebuie să fim și noi, așa trebuie să fim și noi, pentru că altfel, dacă spunem că L-am văzut și nu ne închinăm și nu credem, credința noastră moartă este. Iar Evanghelistul Luca spune, mulți zic, Doamne, Doamne, dar puțini vor vedea împărăția lui Dumnezeu. Și iarăși spune, mulți chemați, puțini aleși. Și iarăși spune, cei de la urmă vor fi cei din tâi. De ce? Pentru că pe care nu dăm noi doi muci, orice babă jegoasă, orice bătrână necăjită, orice om sărman, orice copil neimportant. Ați văzut? Noi ne-am învățat să respectăm gradul, haina, studiu, impresia, figurațiile. Vai domnul colonel, vai domnul profesor, vai domnul director. Da, sunt funcții pământești care te reprezintă și sunt sabia cezarului, că așa spune. Cine respectă legea cezarului, n-are de ce să teme, că e cinste și onoare în slujba de la molitfelnic. Dar pe lângă acest domn colonel, domn director, domn secretar și ce funcție are el, domn ministru, domn președinte, trebuie să existe și acel domn suflet. Dumneata, ești spovedit, ești împărtășit, ești credincios, faci o cruce, aprinzi o lumânare, te închini sara și dimineața, ai auzit de anafură și aghiazmă, știi ce e spovedanie, știi ce la potir. Adică trebuie să ai, nu folosim tupeu, că aici nu, religia ortodoxă nu vine cu tupeu, vine cu evlavie. Trebuie să avem acea condiție sufletească să-L atingem pe Domnul respectiv în coarda sensibilă și să întrebăm, dar când vă așteptăm la împărtășit? Dar când veți veni la spovedit? Când veți veni la noi la o slujbă? Când veți veni la o sfântă liturghie? De ce? Ca să trezești umanul din El și spiritualul din inima Lui, sufletul.
Deci asta a făcut Hristos și asta a făcut și orbul. A sensibilizat nenorociții din biserică care credeau că biserica le aparține lor în Vechiul Testament, acei farisei și saduchei care au spus: tu după ce te-ai născut în păcate ne dai sfaturi nouă? Nu este adevărat. Orice statut social ai avea, mai înainte de toate ești suflet viu în mâna lui Dumnezeu. Deci la judecată nu va spune: deschideți porțile că vine directorul. Nu, vine sufletul lui Ion, sufletul lui Vasile, sufletul lui Maria, sufletul lui Ileana și așa mai departe. Căci în final Evanghelia spune: spre judecată am venit în lumea aceasta, ca cei ce nu văd să vadă, iar cei care văd să fie orbi. Vedeți ce frumos? Deci dintre păgâni se vor ridica neamurile care vor aduce slavă lui Dumnezeu, vin magii de la răsărit și îl vestesc împărat, domn și învățător, vine Corneliu Sutașul și spune: cu adevărat e Fiul lui Dumnezeu, vine tâlharul de la cruce și spune: pomenești-mă, Doamne, că vei fi într-o împărăția ta, iar Ana și Caiafa, esența rădăcinii iudaice, deci rădăcina adevărului de credință a Dumnezeului Iahve, vine și îl răstihnește și îl bate în cuie și zice: mai bine să piară un om decât tot neamul. Adică decât să ne îndreptăm, mai bine să pierim. Nu este așa. Deci noi, dacă avem ochi și nu pricepem religia ortodoxă, vom orbi sufletește, trupește nu orbește nimeni, că s-a inventat optica și face ochelari. Dar vom orbi sufletește și vom crede că asta ni se cuvine. Este foarte des întâlnit în popor acest dicton: ești, dacă mergi la biserică, ce te-a ajutat? Dar spunem: cu ce nu te-a ajutat? Sau dacă nu mergi la biserică, îți merge mai bine? Îți merge mai bine, că sunt doi. Așa era la Carantania, doi erau. A spus așa: închină-te mie și îți voi da toată averea lumii. Și Iisus a spus: Domnul Dumnezeu, să te închini și lui unuia să-i slujești. Și cu ce s-a ales Iisus din acest dicton: Domnul Dumnezeu, să te închini și lui unuia să-i slujești? Bătut, scuipat, crucificat, bătut piroane, bătut cu lanțul, bătut cu bicele, bătut cu pălmile, încununat cu spini și pus într-un mormânt de piatră. Dar cine l-a proslăvit? Tatăl din cer care l-a trimis. Unde a stat Satana, care era pe vârful Carantanie și a arătat cel mai vechi oraș din lume, Erihonul, spunând: închină-te mie și toate ți le voi da ție? Acum, de pe vârful muntelui Carantania, stă legat în fundul iadului în lanțuri. De aia spune că cei ce văd vor orbi. Deci noi, de atâta înțelepciune și cultură câtă zace în jurul nostru, am ajuns să ne răcim sufletește și să credem că totul se cuvine și e la îndemâna noastră și să ne pierdem sufletul. Asta facem. Deci, ca să ne câștigăm sufletul, trebuie să facem trei lucruri scurte. Să fim permanent spovediți și împărtășiți, să fim permanent prezenți cu cuvântul Dumnezeu în minte prin rugăciune și permanent prezenți în fața lui Dumnezeu cu fapte bune. Începând de la un măr dat de pomană sau un biscuit dat de pomană, până la un Doamne miluiește la colțul străzii, sau dacă ești demnitar și ți-e rușine să faci o cruce mare cu mâna, fă lângă biserică una cu limbă. Deci așa se intră în rai. Împărăția lui Dumnezeu se fură și o iau cei ce se slesc. Amin.